Trei intervenții de transplant renal au fost efectuate în ultimele două zile la Centrul Regional de Transplant Renal din Iași. Două dintre intervențiile de transplant renal sunt de la donator aflat în moarte cerebrală, cea de-a treia fiind de la donator viu. Primele două intervenții au fost efectuate ieri, rinichii fiind transplantați unor pacienți de 52 și 56 de ani din județul Iași și județul Botoșani. Ambii pacienți erau în program de dializă cronică de peste 6 ani. Ultima intervenție a fost realizată astăzi. Donatorul a fost mama unui pacient de 34 de ani din județul Bacău. De la începutul acestui an și până acum, la Centrul Regional de Transplant Renal din Iași s-au efectuat 31 de astfel de intervenții. Fără gestul familiei donatorului și fără posibilitatea de a utiliza aceste resurse, lucru posibil doar cu acceptul familiei sau al donatorului înainte de moarte, acordul prezumat, se cheamă acest program de transplant renal cadaveric, nu s-ar putea de, suntem recunoscători familiei acestui donator că a acceptat donarea și în felul acesta a schimbat viața celor doi pacienți și celorlalți care au beneficiat de alte organe.